Numărul sporit de accidente rutiere din ultima perioadă a motivat polițiștii să demareze o campanie națională pentru prevenirea tragediilor în trafic. Doar la Bălți, de la începutul anului curent, au avut loc 17 accidente rutiere soldate cu 3 persoane decedate și alte 15 traumatizate. Recent, o fetiță de 11 ani din Bălți a fost lovită de o ambulanță chiar pe trecerea de pietoni. Copila a ajuns în stare gravă la spital, iar un biciclist de 52 de ani a murit după ce a fost lovit în plin de un automobil. Будьте внимательны на дорогах. Если вы водители, соблюдайте скоростной режим, пристегивайтесь, детей обязательно в детское кресло. Ни в коем случае не употреблять алкогольные напитки. Соблюдайте правила дорожного движения. Oamenii cred că majoritatea accidentelor rutiere au loc din cauza imprudenței în timpul șofatului, dar și a irresponsabilității pietonilor. Сейчас даже не смотрят даже на светофоры, проезжают с ребенком без, просто летят по городу. Есть foarte util, avem copii, avem rude, părinți. Este foarte util, pentru că lumea este grăbită și câteodată uită pe unde treci, pe unde merge. Я всегда соблюдаю и очень возмущаюсь, когда вот нарушают, очень даже. Люди бездумно идут. Я сама иногда так делаю, не задумываюсь, а потом и водитель, между прочим, отвечает за меня, за мою глупость, что я перешла неправильно, неправильном месте. Viteza excesivă, discuțiile la telefon și șofatul în stare de ebrietate sunt principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere. Poliția ar trebui să fie mai responsabilă, să fie mai jos, cum să spunem, să facă lucrul lor cinstit. Dacă ar fi și or respecta regulile de circulație toți șofierii, ar fi bine, ar fi atâtea vări. Пешеходы невнимательные, водители невнимательные. Недавно попадал в ДТП, то есть, ну, не по моей вине. Ну, я думаю, что стелутся, где постоянно случаются аварии. То есть это самый такой участок, где постоянно машины разгоняются, и там пешеходы постоянно переходят, как-то не вовремя. Accidentele sunt în creștere, probabil din cauza, în primul rând, neatenției, în al doilea rând, din cauza gadgetelor, telefoanele mobile, rețele de socializare, viteza. Potrivit oamenilor legii, cele mai periculoase străzi din Bălți sunt Ștefan cel Mare, Decebal și Calea Ieșilor. Cel mai frecvent, încălcările regulamentului de circulație rutiere, în care au fost persoane decedate sau persoane traumatizate, au fost din cauza vitezei excesive la volan, stare de ebrietate sau încălcările regulamentului circulației rutiere în trafic. Campania națională, care are scop reducerea riscurilor producerii accidentelor de circulație, va dura 10 zile, timp în care oamenii legii vor patrula non-stop drumurile din țară. Amintim că weekendul trecut un grav accident s-a produs în centrul capitalei. Au fost implicate 3 automobile, iar în urma impactului 2 persoane au decedat și 4 au ajuns la spital. Șoferul s-a dovedit a fi un participant la curse auto. El a fost reținut pentru 30 de zile.